găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Invitatul meu de astăzi este medicul Serena Lașipoș. Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Și povestim astăzi despre cancerul de sân. Până să ajungem la a vorbi efectiv despre boală, ne puteți oferi câteva date statistice? Care este rata de îmbolnăvire în România? În România, statisticile arată că în fiecare an se îmbolnăvesc de cancer de sân, adică sunt depistate cu cancer de sân, în jur de 7.000 de femei. Și acestea sunt doar datele despre femeile care sunt depistate și care ajung la un medic. Dar sunt femei care nu ajung la medic. Sunt femei care nu ajung la medic. Ce semne de întrebare ar trebui să le ridice femeilor? Cum își pot depista singure o problemă? S-a constatat că peste 90% dintre femei își depistează singure nodulii la sân. În același timp, atunci când un nodul este depistat de o pacientă, înseamnă că mai ales, deci peste 80% dintre ei sunt benigni și, în general, pacientele ajung la medic dacă simt ceva sau dacă le doare ceva. În același timp, este un număr mic de noduli care, atunci când se palpează, înseamnă că sunt suspecți de ceva și necesită investigații suplimentare, adică necesită ca pacienta respectivă să ajungă la un medic, dar 80% dintre ei sunt benigni, adică nu sunt suspecți de cancer. Bun. Știu că dumneavoastră recomandați o palpare lunară a sânului. O să vă rog să-mi spuneți în ce parte a ciclului menstrual este indicat să facem această palpare? Autopalparea este foarte importantă. Ar trebui făcută de fiecare femeie o dată pe lună, după ce a trecut perioada menstruală. Aceasta se face în fața oglinzii și este o tehnică specială, nu este greu de învățat, dar este important ca femeia să știe cum să-și palpeze sânii. Practic, aceasta se face cu bustul dezgolit în fața oglinzii. Femeia prima dată se uită dacă sânii sunt de aceeași dimensiune, dacă au aceeași culoare, dacă pielea arată la fel, dacă sunt umflături, dacă se vede ceva în oglindă. Apoi mâinile se pun în șolduri și se observă din nou dacă la suprafața sânului se vede ceva care nu este de la o lună la alta la fel, și apoi se face palparea efectivă, care poate să detecteze noduli sau poate să detecteze faptul că pielea este adâncită sau este ridicată de o formațiune. Aceasta trebuie făcută lunar, această autopalpare, și dacă s-ar face în primul rând autopalparea, s-ar descoperi mult mai multe leziuni și femeile și-ar pune semne de întrebare dacă este sau nu ceva în neregulă cu sânilor. Dar există și paciente care nu practic nu simt așa, fără o autoexaminare, nu simt că e ceva în neregulă cu sânilor. Și atunci ajung în stadii mai avansate la medic cu noduli palpabili care nu dor. În primul rând, femeile ar trebui să înțeleagă că majoritatea cancerilor de sân nu dor. Este un singur cancer care doare, cancerul inflamator, și mai este încă o boală malignă a sânului, boala Paget, care iarăși are simptome mai zgomotoase și atunci se simte și doare. Dar majoritatea cancerului nu dor. De aceea este foarte important screeningul senologic anual, care și în România se face prin mamografie, care este decontată de Casa de Asigurări pentru femeile peste 40 de ani. Deci când ajungem la vârsta de 40 de ani, și eu am 44 de ani, mulțumesc, și la 40 de ani mi-am făcut prima mamografie. S-a constatat că sânul meu are mai multă glandă mamară decât țesut adipos. Asta înseamnă că mamografia eu trebuie să mi-o repet la 2-3 ani, până la 50 de ani.
dacă femeia are sânul cu mai multă grăsime, deci este un sân adipos, atunci mamografia aceea trebuie făcută anual. Iar femeile care au sub 40 de ani au vreo metodă de screening? Screeningul la femeile sub 40 de ani se face prin ecografie, care este o metodă neiradiantă a sânului. Se poate face și la femeile care au sân sensibili sau care alăptează sau care sunt însărcinate sau care au un traumatism al sânului și practic sânul este foarte sensibil și dureros. Mamografia, în schimb, este o metodă care care iradiază sânul, este o iradiere minimă, iar beneficiile unei mamografii făcute la intervale regulate practic descoperă foarte multe, mamografia făcută la intervale regulate descoperă foarte multe leziuni pe care nu ai cum să le simți palpabil și practic le descoperă în stadii incipiente ale bolii, astfel încât pacienta să ajungă la un medic oncolog și să își trateze acest nodul în 95% dintre cazuri fără consecințe majore. Deci dacă cancerul de sân este descoperit în stadii incipiente, stadiu 1, stadiu 2, stadiu 3A, atunci poate fi vindecabil. Practic nu se moare din cauza cancerului de sân. Se moare datorită complicațiilor care apar dacă el nu este descoperit la timp și dacă nu sunt luate niște măsuri. Deci, practic, pentru femeile sub 40 de ani este important să-și facă o ecografie anual, iar la femeile peste 40 de ani, controlul senologic implică mamografia plus sau minus ecografie, în funcție de tipul de sân pe care îl are femeia. Dacă la ecografie și la mamografie s-a găsit o formațiune suspectă mamo-ecografic, atunci următorul pas este punctia biopsie. Ce se observă? Ce se observă în timpul unei puncții? Atunci când observăm ecografic un nodul, dacă femeia are peste 40 de ani și a făcut și mamografie și ecografie, dacă trebuie să-și facă o puncție biopsie mamară, puncția biopsie mamară este o metodă invazivă, adică se face cu un pistol special, cu niște ace speciale, cu care se prelevează țesut glandular din tumora respectivă și se analizează, se face un examen histopatologic ca să se vadă ce fel de celule sunt acolo, ca să știm ce facem cu cancerul respectiv mai departe. Sunt multe feluri de cancer și sunt multe feluri de celule care reacționează la medicație diferită. Și atunci medicul oncolog trebuie să știe ce fel de celule sunt acolo ca să știe ce tratament trebuie să administreze. Avantajul în clinica noastră este că avem medici oncologi lângă noi și atunci când depistăm un nodul suspect și am făcut și ecografia, și mamografia, și punctia biopsie, atunci pacienta poate fi trimisă la medicul oncolog și de acolo mai departe el are o atitudine terapeutică în funcție de rezultatul anatomopatologic după punctia biopsie. Trebuie să facem o scurtă paranteză. Dacă ați ajuns la punctie biopsie, nu înseamnă neapărat că este vorba despre o tumoră malignă. Poate fi și benignă. Da. Există posibilitatea ca un nodul care este suspect ecografic sau suspect mamo-ecografic după punctia biopsie să fie negativ rezultatul pentru un cancer. Deci să nu fie cancer. Dar în majoritatea cazurilor în care noi recomandăm o punctie biopsie, nodulii suspecți de malignitate sunt maligni. În majoritatea cazurilor. Deci sunt foarte puțini noduli pe care i-ai trimis la punctie biopsie după un examen mamo-ecografic și sunt benigni. Am înțeles. Pentru că există anumite caractere ecografice și anumite caractere mamografice care puse una lângă alta îți dau un scor senologic care se numește BRADS și care, dacă este are o anumită valoare, înseamnă că leziunea respectivă este înalt suspectă de malignitate. Scorul BRADS 5 este specific pentru leziunile care sunt înalt suspecte de malignitate și atunci, practic, trimise la punctie biopsie, aceste leziuni sunt în marea majoritate a cazurilor cancer. Da.
Vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Cu siguranță continuăm discuția, pentru că telespectatoarele noastre trebuie să afle ce se întâmplă mai departe. Și cu dumneavoastră ne revedem sănătoși!